prima zi a postului Mare, înalt preasfințitul părinte calinic, arhiepiscopul Sucevei și rădăuților a săvârșit slujba pavecerniței mari în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou. Imnul liturgic a fost cântat și de credincioși care au ales să înceapă călătoria spre sărbătoarea învierii Domnului sub binecuvântarea Sfântului Ioan cel Nou. Prima parte a canonului Mare a fost citită astăzi de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop calinic. Imnul aduce în prim plan conștientizarea păcatului, necesitatea chemării neîncetate a numelui Mântuitorului Isus Hristos și importanța smereniei și a pocăinței. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic Dimitrie Suceveanu, iar cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele arhidiacon Vasile Demciuc. Părintele le-a vorbit credincioșilor despre însemnătatea operei Sfântului Andrei, Critanul. Nimic nu pare mai potrivit în perioada postului mare decât o meditație cu privire la drama sufletului uman, așa cum este sugrăvită în canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanu. Din prima zi a postului Paștelor, cântarea canonului mare îi oferă credinciosului cheia înțelegerii asprei călătorii pe care o are de parcurs până la învierea Domnului, pocăința, înnoirea vieții, întoarcerea la Dumnezeu. Creație a Sfântului Andrei Creteanu. acest canon depășește prin mărime orice alt canon imnografic. Este perioada în care noi credincioșii, prezenți în Sfânta Biserică, trebuie să înțelegem și să ne dăm seama că acum în prima săptămână a postului mare, biserica ne oferă o atmosferă diferită de ceea ce trăim de obicei în fiecare zi. Venind din agitația vieții cotidiene, de zi cu zi, și intrând la o slujbă a Mare unită cu canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanu, descoperim o atmosferă liniștită, o cântare domoală, cu lumină puțină, cu Doamne miluiește, repetat parcă la nesfârșit, cu rugăciuni, cum sunt atât de frumoase, dâlcuite și mai ales rugăciunea Sfântului Efrem cel Mare. Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanu este un puternic protest împotriva păcatului mai bine spus, o adevărată strategie de luptă împotriva păcatului, spunea în cuvântul său în al Sfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopa Sucevie și Rădăuților. Principiul de viață, el promovează permanenta păcăință pentru păcatele pe care le săvârșim clipă de clipă, precum și dorința continuă de a urma lui Hristos și celor ce s-au apropiat de El prin curățirea de păcate, prin pocăință. Puterea și darul pocăinței sunt pregătire pentru înviere. Mâine, slujba pavecerniței mari va fi săvârșită în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale din Suceava de preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul. Liturgia darurilor înainte sfințite va fi oficiată miercuri de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic.